Nivelul emisiunii noastre se aseamănă cu argintul viu care sparge termometrul. Doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga ne va onora cu prezența. Apoi, regizorul Nae Caranfil ne va explica de ce nu e bine să dase stango pe asfalt. Rămâneți aici, pentru că ideile capătă sens într-un circuit abscons. Și acum, din prezent pentru viitor, Mircea Badea! Bună seara, îmi pare bine că vă revăd. Sunt extrem de emoționat. M-am îmbrăcat și foarte elegant, pentru că astăzi seara este o emisiune deosebită. Avem niște invitați absolut deosebiți. Este vorba despre doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga și despre regizorul Nae Caranfil. Vă dați seama că va fi o emisiune cu un nivel destul de ridicat. Și de asta mă simt oarecum ciudat, pentru că trebuie să vorbesc despre politicieni, scăzând astfel brusc orice fel de ștachetă. Da, voi vorbi din nou despre politicieni. Dacă deputații și senatorii de curând au vrut să primească ăștia pe neeligibili, care în mod sigur nu vor mai face parte din următorul parlament, au vrut să ia salarii compensatorii, privind toată această treabă ca pe un fel de disponibilizare. Alții s-au gândit să primească pensii la nivel de senator și deputat, la nivelul salariului și nu la nivelul pregătirii pe care o au. Ei bine, dacă toate aceste lucruri s-au întâmplat în ultima vreme, acum, iată că cei care vor fi aleși sau care speră că vor fi aleși s-au gândit, hai să schimbăm mașinile. Și s-a alocat o sumă enormă pentru schimbarea mașinilor Parlamentului, motivul fiind simplu. Costă mult prea mult reparația lor și atunci, sigur că s-au gândit să ia unele noi. Pe sistemul o spălăm sau luăm alta? Luăm alta, dă încolo, nu mai e, da. E vorba de 322 de mașini. 322 de mașini noi nouțe, dintre care 13 Mercedes-uri. Pentru reprezentare, auziți, domnilor, pentru reprezentare. Eu mă gândesc că mai util și mai logic ar fi fost să cumpere 322 de paturi, și din care 13 cu baldachin, pentru reprezentație, știți? Pentru că ar fi fost mult mai... Deci ăsta este principiul. Decât să reparăm sau să refolosim, mai bine luăm ceva nou. Păi și atunci, dacă tot există principiul ăsta, de ce mai candidează unii dintre parlamentari? De ce vor să fie realeși dacă... Nu? Și așa, mulți dintre domnilor lor sunt uzați, atât din punct de vedere moral, cât și fizic. Ați văzut ce e în Parlament. Spuneam că în această seară vom avea o emisiune specială, de asta intervențiile noastre vor fi mai scurte, pentru că partea cu invitații este absolut senzațională. Rămâneți cu noi, mă duc să vorbesc cu Oreste. Ați observat în imaginea ce tocmai a trecut, că aveam acolo o postură, eu am inventat-o, o să o și brevetez, se numește Bărbat privind Marea și e cam așa. Oreste. Știri din ziare. Urmașii dacilor deschid epoca Star Trek. Da, da, prima teleportare a fost realizată de un român. Fizicianul Sandu Popescu a reușit să realizeze în 1997 teleportarea unei particule. Prima care a aflat de reușit a fost mama sa. Punct. Sandu Popescu și-ar dori să se teleporteze din când în când la Oradea, locul nașterii sale. Eu mă gândesc că dacă tot să ai... E adevărat, deocamdată doar o particulă a reușit, înțeleg, domnul Sandu Popescu să teleporteze, dar când o să reușească într-adevăr o teleportare, eu mă gândesc să mă teleporteze undeva în New York. Și să rămâi acolo.
Da. Eu mă gândesc că foarte bine ar fi să se teleporteze și anumiți domni de pe la noi și să călătorească în trecut, când domniile lor nu purtau pantofi Gucci și costum Armani, ci umblau desculs cu degetele prin tină și în loc să conducă Mercedes... Prin mină? Prin tina. Ah, credeam că prin mină n-a umblat. Și în loc să conducă Mercedes-ul cum fac în prezent, atunci duceau vaca la Căminul Cultural. Știi? Și poate așa să înțeleagă și domnilor lor că nu trebuie să fii neapărat scorțos ca să poți să sfidezi un popor întreg, apropo de monolog. Dar domnii politicieni se teleportează tot timpul. Am văzut cum își poartă costumele la televizor. La Galați, un patron de firmă a blocat calea ferată și percepe taxa de vagon. La Galați, accesul vagonelor pe calea ferată către port a fost blocat cu bolovan și lanțuri, deoarece trenul trece peste un teren cumpărat de către o firmă privată. Israel Vider a blocat accesul pe calea ferată, cerând tuturor celor ce doresc să treacă prin zonă taxă de vagon, cu toate că, potrivit legii, spațiul pe care sunt amplasate șinele de tren aparține domeniului public. Cazul este acum în atenția Inspectoratul Poliției Transporturilor. Mie mi se pare corect. Pentru că dacă îl cheamă Israel, are simțul afacerii. Corect. Țineți minte câtă tevatură a fost în presă și cât s-a vorbit despre faptul că nu știu ce români mai bronzați au mâncat lebe de la Viena. Țineți minte. E, acum nu le mai mâncăm la Viena, le mâncăm chiar în România. Botoșenenii au mâncat 200 de lebede. Botoșenenii au braconat în această vară aproape 200 de lebe din totalul de 900 câte sunt înregistrate de Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor din Botoșani. Cu toate că sunt ocrotite prin lege, localnicii le vânează pentru carne, deoarece o singură pasăre poate ajunge la o greutate de 10 kg. Eu mă raportez tot la monologul tău. Deci tu spui că lebedele sunt protejate de lege și totuși le mănâncă cineva. Păi eu cunosc niște cocoși... Păi dacă le mănâncă să se scalbine sau ce? Nu. Eu cunosc niște cocoși care se împăunează la 4 ani, sunt și îi protejați de lege și nu-i mai înghite nimeni. Poate doar niște găini. Teste antidrog pentru parlamentare. Asta mi se pare știrea serii. Medicul șef al primului ministru britanic, Tony Blair, a propus ca toți oficialii englezi să fie supuși din când în când, la întâmplare, unor teste medicale pentru a se depista la timp dacă sunt sau nu dependenți de droguri. Acest test ar putea fi efectuat prima dată chiar de Tony Blair, ca exemplu pentru ceilalți. Drogurile te fac să-ți pierzi mințile, nu? Păi un pic dacă ne amintim de cei mulți specialiști, de luminițele acelea de viața în roz care va urma. Să știi că domnești aveau garou pe sub sacou atunci. Nu știu, dar eu mă gândesc că dacă tot se va face sondajul ăsta din întâmplare așa, vedeți seama că va fi cam ca la Olimpiadă, nu? Cu testul antidoping. Dacă a răcit un parlamentar de la șorat un Nurofen, e clar, vă dai seama că va fi expus. Și fumează iarbă la câini, probabil. Că nu, fumează frunze la câini, pe care o taie noștrii cu regularitate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din ziare. Vă rugăm să rămâneți alături de noi. Domnul cu piatra, cred că adormise în timpul dialogului. Rămâneți alături de noi. După momentul publicitar, vom sta de vorbă cu doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga. Stimați telespectatori, doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga. Seara bună. Bună seara. Vă mulțumim că ne-ați făcut onoarea de a ne accepta invitația în această seară. Aș putea să deschid discuția fiind un pic prea îndrăzneț, ca de obicei, și să-i spun salut colega, pentru că doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga a realizat o emisiune multă vreme la televiziune. Da. Ce televiziune era? Câțiva zeci de ani. Câțiva zeci de ani. Nu erați născut pe vremea, probabil. Clar. Eu am preluat, după moartea lui Ion Marin Sadoveanu, la sfârșitul anului 63, emisiunea lui, despre genul scurt.
Și am purtat-o vreo 2-3 ani de zile, era atunci o extraordinară regizoare, Lidia Ionescu, soția lui Vlaicu Ionescu, Nostradamistul nostru, care în America am avut de față. Și cu ea și după aceea cu Eva Dragomir am lucrat în continuare. Iar după ce au trecut foarte mulți ani și m-am împământenit, ca să zic așa, în televiziune, în teritoriul acesta cumva ales, m-am întâlnit cu Iosif Saba. Și cu el am lucrat, aș zice, peste 10 ani. Și nu numai în localul televiziunii, ci și în afară de la Ateneu, dar cu televiziunea cu noi, evident, încercând să contribuim ceva la cultura epocii aceleia, care era, evident, deficitară și programatic, să spun așa, negativă. Și cenzura v-a lăsat să faceți acest lucru? O să vă mirați, dar și eu mă mir până astăzi. Era înainte de deschiderea aceea pe care am avut-o câțiva ani, aproape 10 ani, după 65. Și făceam în direct. Mă așezam în fața microfonului și începeam să vorbesc despre Dickens, despre Chekhov, despre, știu eu, Salinger, despre orice. Nimeni nu mă împiedica. Era inteligența Lidiei, care nu știu cum aranja lucrurile încât treceau. De altfel, să știți că asta a fost o tehnică noastră pe care am folosit-o mai totdeauna. În anii deschideri a fost mai ușor. Adică între 66, 67 și 74. Pentru că a fost etapa romantică a emisiunii exact, și atunci... Exact. Da. Dar în anii 80, când a fost din nou foarte greu, în anii de după 80, până în 89, recurgeam la niște trucuri. Ne învățau... Știți, totdeauna, sunt oameni cum se cade peste tot. Chiar dacă sunt sau mai împuținat acum, moștri, din păcate. Da. Domnule, nu se schimbă. De fapt, să știți, rău și binele sunt cam în aceeași proporție, dar risipite altfel. Nu știu cum. Citisem undeva că inteligența pe planetă rămâne constantă, deși numărul populației crește. Și... Asta nu știu chiar așa. Bine. Mă rog. Da. Bun. Și ne învățau ce să facem ca să putem trece niște chestii. Și am să vă dau vreo două exemple. De pildă, și secolul 20, unde eram și eu în colegiul de redacție, era condus de Căulică, și revista Institutului Călinescu, pe care îl conduceam eu, revista de istorie și teorie literară, publicau niște lucruri incredibile. Adică noi eram la curent cu Occidentul dacă puneam un citat din el. Sau secolul, care avea și din când în când poze colorate, punea și poza lui și poza ei, de la un moment dat în sus, în 74, în sus, trebuia să pui și poza ei. Așa. Și revista mea de istorie și teorie literară, până în 89, deci în anii cei mai grei de frig, de nemâncare, etc., a publicat la adăpostul acestor citate, care nu ne împiedeucau cu nimic, am publicat corespondența lui Cioran. Am publicat fragmente din Mircea Eliade, excelente, romanul Adolescentul Miop. Am publicat, ce să vă spun, Mircea Vulcanescu, evident. Și am început chiar cu Dorli Blaga, Luntra lui Caron. Deci, iată că totul era posibil în limita inteligenței celor care, unora care, se ocupau de treburile astea. Dar am avut și oarecare cazuri, până la urmă învinse, când se aflau în treburile noastre, când se vărau în treburile noastre, oportuniști și demagogi. Nu duceam lipsă, evident. Am avut o experiență negativă cu Picu Pătruț. Eu nu știu dacă multă lume știe în România cine e Picu Pătruț. Spune-ți-ne, Picu cine Pătruț este acel crâsnic, acel dascăl de la Săliște, din Ardeal, de la mijlocul secolului al XIX-lea, care a fost pictor, poet și muzician. El s-a călugărit, era un fel de călugăr laic,
trecuse odată, o singură dată a plecat din Săliște, s-a dus să călugărească la Turnul Roșu, s-a întors. Acest Picu Pătruț este un pictor dintre cei pe care îi numim primitivi, dar de o frumusețe și de o incredibilă modernitate. Subiectele, sigur, erau cele sacre, fiindcă el, dascăl de biserică, crescuse în atmosfera cultului religios. Și noi, împreună cu regretatul Tavi Ghibu, al cărui tată, celebrul Onisifor Ghibu, avea manuscrisele lui Picu Pătruț, noi ne-am apucat să facem o carte cu Picu Pătruț, care era superbă. Îmi pare rău că nu v-am adus, o să vă arăt. Poate cu altă ocazie, o să vă vedeți. Și, firește, prefața o făceam eu și am mai făcut și bietul Vasile Drăguț, istoricul de artă. Era o carte o splendoare și costase foarte mult, pentru că reproducerile în culori erau foarte scumpe la vremea aia, fuseseră și diapozitive și mă rog. Și o biată directoare din Ministerul Culturii a fost dat afară pentru această carte de un domn care a început să răcnească, care era la propaganda și a început să răcnească, să urle, a zis: țăranii au să-și taie paginile și au să lipească pe perete. Ce faceți, nenorociților, propaganda religioasă? La care ea, Elena Doxănescu, o fată admirabilă, care a salvat foarte multe lucruri și a salvat și cărțile lui Marin Preda, în oricare măsură. Trebuie să spunem lucrurile astea, sigur, încet, da, încet, pentru că lumea, sigur, nu știe, mai ales tinerii, nu știu până ce am trecut. E bine, s-a retras cartea. Noi în ziua aceea ne întâlnisem la Ghibu să bem un pahar de șampanie, așteptam să vină doamna Doxănescu și cu bietul Ghibu. Eram cu doamna Ghibu, cu soțul meu, cu doamna Răpeanu, cu domnul Răpeanu și colaboraseră și ei, însă știi. Și intră amândoi pe ușă, distrus. Ce s-a întâmplat? Dulea ne-a, de bine, nomina odioza, ne-a retras cartea. Dulea era o celebritate în vremea respectivă. El era, era un fel de vampir cultural. Da. Domnule, era ceva. Rădea tot. El a urlat. O să le tai pagini și o să lipsească icoane. Țăranii aveau icoane, nicio grijă. Ați vorbit ceva mai devreme despre Mircea Eliade și vreau să arătăm telespectatorilor o carte pe care o aveți, o carte cu autograf de la Mircea Eliade. Știi ce este paradoxal? Au existat în vremurile de până în 89, exista un apetit pentru cultură și erau posibile și emisiuni intelectuale la televiziune. Cum explicați că astăzi parcă a venit un burete malefic și a șters toată această zonă? Știți ce se întâmplă? Din cauza... Sunt două cauze, de fapt, după părerea mea. Una este cea a materialismului cras, care... Exista un materialism ideologic și atunci. Și atunci, dar oamenii chiar n-aveau de unde să alerge după bani, că n-aveau de unde câștiga, decât minime, știu eu, găinării la un nivel de, știu eu, de uzină, de întreprindere. Dar asta... Dar mai furai doi rulmenți, mai... Posibilitățile sunt infinite, nu? De obicei, ospătarii erau eroi naționali. Care... Da. Câtă diferență între televiziunea de atunci și televiziunea de azi? Apropo de asta, de ce spuneau Oreste, deci era un apetit de cultură care era satisfăcut. Adică se cerea. Cărțile erau foarte ieftine, asta era avantajul, apăreau lucruri, cum vă spun, chiar dacă, mă rog, cu mari greutăți și așa mai departe. Mi-aduc aminte că într-o noapte s-a aflat la facultate că apare Blaga, că apare volumul acela prim din opere integral. E bine, au stat studenții toată noaptea la Eminescu acolo, la librărie, da, pe colț între Academie și Bulevard. Și au stat toată noaptea și se pare că spre dimineața s-au enervat și au mai spart și o vitină ca să ia mai repede, s-au dus și au plătit, evident, dar ca să ia mai repede să intre. Mi se pare că așa a costat cartea vreo 8 lei sau 10 lei, ceea ce era multicel. Dar Blaga era ținut puțin ascuns atunci, nu prea se vorbea despre Blaga. De ce? A fost un timp... Ce se întâmplă? Pentru că a lucrat la gândirea. Știți că gândirea a fost oficiosul dreptei. Unul dintre oficioasele dreptei,
Și Blaga, lucrând acolo o vreme, ca și Papadima, ca și Nichifor Crainic, ca și foarte mulți alții, au fost suspectați de o dreaptă pe care, aș zice, Blaga nu împărtășa politic vorbind. El o împărtășa, dacă vreți, parțial filosofic. Adică în măsura în care spațiul mioritic, adică construia miturile originare, arhetipurile. Nu era practicant, era doar la nivel de... Era un idealist, da. El nu era ca Mircea Vulcănescu sau ca Cioran sau ca ceilalți în regimenta sau Mircea Ilie. Ei au fost legionari. Sau cum fusese pe vremuri a fost. Goga? Poftim? Cum fusese pe vremuri Goga? Goga fusese în altă mișcare. Era altă mișcare naționalistă, generația 22. Dar cam așa era, însă Goga era mai implantat în politică, nu uitați că a condus un guvern sarmanu. Și totuși Goga se studia în școală, adică deși fusese mai spre dreapta, noi am studiat în școală. Legate de Transilvania, erau lucrurile naționale care vorbeau sufletele. Era și puțin populist, așa, Goga avea așa. Un discurs din ăsta, da. Și formă, doamna Veturia era o persoană cu relații foarte multe și știa să se comporte în orice lume. Dar să știți că totuși cărți se cumpără și astăzi. E adevărat, Sandra Brown, cărți în general importate de la americani. Nu m-am părit plus. Atunci să luau și cărți de la ruși. Mai cu seamă. E adevărat, dar acum mai cu seamă importăm foarte multă cultura americană. Sau subcultură, să o numim așa. Aici avem mai multe de spus, în sensul că așa cum zice Oreste, scala de valori e nițel... Tulburată. Putem să explicăm de ce s-a ajuns aici? Eu cred că... Știți? Tot politicul e de vină. Eu am o teorie în legătură cu ce s-a întâmplat în 89. Adică am zis, domnule, 50 de ani de opresiune, ca la oala lui Papin. Am zis să iau o comparație științifică. Aburi să strâng și la un moment dat sare capacul. A sărit capacul. Am zis să vedem până când umblă aburi în sus. Așa. Aburii ăia au început să meargă către apus de frică să meargă în către răsărit. Ceea ce mi-e semnă puțin comic, pentru că zice o parte din elita noastră intelectuală, în ghilimele, zice, cine nu este cu America, este cu Moscova. E o prostie, iertați-mă. Terțium non datur? Să fim serioși. Totdeauna există o linie de mijloc. Nu, să fim serioși. Adică Europa noastră se mărginește, adică nu știu cum, noi europenii n-avem decât ori asta, ori asta. Nu, dar America... De pildă vreau un model, știu eu, suedez, scandinav sau cine știe ce, nu? Da, dar America, mă rog, manifestă o influență... E un model foarte interesant, foarte fără îndoială, dar nu știu în ce măsură se potrivește. Fiindcă, vedeți, noastră, aici intrăm într-o treabă care pe mine mă roade, în ce sens? Mă roade filosofic, metafizic mă roade. Ceea ce ni se propune, în general, cât am stat la Roma, eu am fost 5 ani director la Academia din România, în Roma, și acolo primeam broșurile, fiindcă eram prietenă cu directoarea Academiei Americane, și îmi trimitea tot felul de broșuri. Acea faimoasă doctrină New Age, așa, epoca nouă, așa, da. Aceea este doctrina care mă supără pe mine. De ce, domnule? Am să vă spun imediat. Este o doctrină care abolește, în primul rând, dimensiunile timpului. De acolo vine chestia asta. Ce trecut? Ce a trecut? S-a dus. Terminat. Viitor? O să vedem noi ce e. Domnule, momentul de față, ăsta este esențial. Asta e filozofia lor pragmatică, dar dusă până la exces. Și este greșit, nu? Domnule, nu poți să aboliști dimensiunile timpului. Kant zicea că, sigur, timpul este noi, toți filozofii de zicea, timpul e noi. Eminescu încerca, în țărma unde se arată că timpul e noi și că spațiul e noi, categoriile kantiene sunt în noi. Dar nu poți să aboliști trecutul, fiindcă dacă vrei să construiești în viitor, viitorul ți-l construiești, nu? Nu vine de la sine. Da, dar din păcate ne îndreptăm spre o epocă New Age. N-avem un control. Elas. Pentru că asta înseamnă tăiere de rădăcini. Iertați-mă. Și atunci ce vom face?
eu mă întreb, și asta e întrebarea mea și mă întreb tot timpul prietenii, că am lucrat de prieteni pe continentul nostru european în străinătate. Voi cum vedeți? Am spus unor prieteni, măi copii, cum vedeți voi globalizarea asta? Voi care ați făcut, de fapt, și-au rămas așa, la un congres internațional de germanistică, eu sunt anglo-germanist de meserie. Cum vedeți voi globalizarea asta culturală? Cum intrați voi în chestia asta? Și vă aboliți și vreți să rămâneți în același timp voi înșivă? Adică, cum să te globalizezi? Aici, domnule, aici e o treabă, o dilemă. Vrei să te globalizezi, că să intri într-un întreg, dar vrei să rămâi în același timp cu identitate. Nu? Trebuie să rămânem cu identitate. Și atunci voi ce faceți? Voi sunteți primire, m-a dus eu aminte. Nu mai zic că voi sunteți părinții muzicii, nu poate nimeni contesta. Nu? Măcar cei trei, cum zic ei, cei trei B, Beethoven, Brahms. Voi sunteți părinții filosofiei. Că de la Leibniz, la Kant, la Hegel, sunt, ce o să mai zic, până la Heidegger, ei sunt părinții filosofi, voi sunteți părinții gândirii filosofice și așa mai departe. Ei, voi ați stat puțin, că să vedeți unde vreau să, unde am ajuns eu să le spun. Și voi sunteți cei care ați stârnit în Europa gustul națiunilor de a-și afirma identitatea. Acum, Herder cu vocile popoarelor în cântece, cu știm îndreptări că în lider, așa, și celălalt, Goethe, teoreticianul, din a treia generație de romantici germani, care a scris acea faimoasă carte, Völker Psychologie. Psihologia popoarelor. Eminescu a fost foarte influențat de ei doi, și de Herder și de Goethe, fiindcă romantismul german i s-a imprimat cu tot ceea ce era mai important și mai cu seamă cu ceea ce lega de rădăcini, cu ceea ce îl făcea să meargă în străfunduri. Deci nemții cu Herder au mers la fiecare popor în adâncuri ca să sape și să găsească acolo arhetipurile pentru fiecare. Folclorul, adică, și etnografia, ceea ce făcea identitatea fiecăruia dintre popoare. De aceea sunt, deci, vocile popoarelor în cântece și el însuși a dat prima, să zicem așa, culegere de folclor, iar Goethe a determinat pe colegii lui poeți, Clemens Brentano și Achim von Arnim, să facă a doua culegere de folclor mare germană, Des Knaben Wunderhorn, cornul minunat al băiatului. Deci, zic, voi ați stârnit dorința asta a identității naționale și acum voi... Sunteți adepții globalizării. Vreți, cum vreți voi să uniți treaba asta? Au rămas așa foarte uimiți că uitaseră. La asta nu se gândiseră. Nu știu, da. Vreți că faci. Da, eu cred că... mai încet, așa? Totuși, noi românii, chiar dacă vom fi prinși în acest val al globalizării, ne vom păstra identitatea, pentru că românii își vor păstra tot timpul miturile. Nu? Asta susține Mircea Eliade. Mircea spune că noi suntem... Și la asta se referă dedicația de acolo pe care domnul Badea... Vă rog să-mi citiți dumneavoastră. Așa. Doamne Zoe Mțescu-Șurlenga, această încercare de mitologie bucureșteană, post-scriptum, la Aspect du Mit, cartea lui, pe care a avut bunătatea să o prezinte cititorilor români. Eu am scris prima despre el. Omagiul, etc., lui Mircea Eliade. Deci... Eu am fost foarte fericită când am știut de Aspect du Mit, am scris în 67, am făcut-o într-o taină mare cu Hăulică, că în secolul am scris despre ea. Ce-a fost? Să nu știe nimeni, numai domnul Niculescu Mizil și cu Hăulică și cu mine știam și tremuram să nu afle alții ca să nu conspirativ, ne dribleze. Așa, da. Dar cum? Da. Mircea Eliade, a publicat Dan un fragment mare din Aspectul Mitului și eu am scris despre asta. Și de acolo m-a tonifiat, mi-a dat un tonus teribil afirmația lui, că poporul român, între toate popoarele lumii, este cel la care miturile sunt încă vii. El spunea franțuzii, gata, ce mituri la franțuzi, scandinavii, ce mai, nu mai, italieni, nici atât. Și așa mai departe, nu mai vorbim de americani, care au și desfințat mitul ca atar. Ei, nici nu știu dacă au avut vreodată. Au avut? Au avut mitul lui Dracula, cred. Exact! Da, un mit important, da. Dar eu cred că trebuie să ne amintim și să ne amintiți dumneavoastră câteva mituri fundamentale ale poporului nostru, pentru ca spectatorii mai tine sau spectatorii care au uitat și noi care am mai uitat, dragii să ne reîntipărim în mit. Trebuie să vă spun că aseară am fost pe 7 ABC, nu știu dacă ați văzut, pe 7 ABC a fost o domnișoară, Dabija, care... Eu m-am enervat și am plecat. Sora mea asta, încep și eu ca în Cristoiu. Ați văzut emisiunea cu domnul Cristoiu, da?
Dudu a început să se pronunțe cu o silă îngrozitoare despre poporul român. Asta era româncă? Da, domnul Șalabim. Deci cunoscătoare. Pe stradă, da, pe lângă noi acolo. Nu știu ce pictorism, nu știu ce Dumnezeu tot face pe acolo. În orice caz a dat și imagini. Cele mai urâte imagini, de asta ne-am dat seama că în cartierul nostru, că le-am dat pe cele mai cunoșteam toate culturile, vă dați seama. Era școalul ăla nenorocit în fața Bisericii Sfinții Voivozi și unde se depozitează tot felul de gonoaie. Erau niște țigani acolo, mulți săraci. Ce să fac, dacă asta e Grivița, asta acolo stăm, da? Și a început să vorbească așa cu o silă groaznică, așa, popor, ce popor? Zice, ăsta popor? Al nostru? Ce popor? Asta e populație. Suntem amestecați, suntem diverși, neinteresanți, nu avem nimic care să ne unească, de-abia aștept să plec, și cam așa era. Și a ținut toată, așa. Și zice, și formă, ce popor e ăsta? Și la nunta mea a căzut o stea, soare, și m-am zis, ce sunt prostiile astea? Apropo de ce m-ați întrebat. E doar Miorița. Miorița, atât, evident. Da, atât. Păi, Miorița, cum să vă spun, e adevărat că poate și eu am exagerat când am scris odată o prefață la o splendidă ediție Miorița, ieșită tot în anii 60, superbă, cu hârtia în chip de pergament, cu cum se cheamă, pentru pagină, la sfârșit aveam un disc mititel, cântat de o mare cântăreasă de Maramureș. Eu demonstram acolo că această Mioriță, în sâmburele ei arhetipal, e la fel de importantă ca cum ar fi, să zicem, Mahabharata pentru indieni. Adică, dintr-o dată, fixează un Weltanschauung. Îți fixează o relație a omului cu lumea. Fiindcă asta e foarte important. Esențial este relația omului cu universul. Asta face un mit, de fapt. Fiindcă, ce sunt miturile? Niște decupaje într-o istorie sacră. Nu este definiția mea, este a lui Carl Kereny, un mare prieten al lui Mircea Eliade, un mare cercetător al miturilor. Mituri găsește aceste fragmente de istorie sacră. În toate cele grecești, nu mai vorbim, fiindcă ele au rămas cele mai importante. Am trecut 17 emisiuni la radio cu mituri, mituri în muzică, miturile în muzică. Ei bine, aceste mituri arhetipale, meșterul Manole, Miorița pentru noi, acestea sunt mituri care reiau totuși niște teme fundamentale pentru toată umanitatea. Pentru că povestea asta cu o construcție, o creație care nu poate dura decât dacă e întemeiată pe sacrificiu din meșterul Manole, gândiți-vă că stă și la temelia creației noastre, nu? Cine ne-a răscumpărat? Sacrificiul Mântuitorului, nu? Dumnezeu, Tatăl, și-a sacrificat pe propriul Fiu ca să răscumpere creația. Și așa mai departe. În Evul Mediu era foarte răspândit acest mit al jertfei pentru ca creația să dureze. Și așa mai departe. Dar aceste mituri se regăsesc undeva în subconștientul poporului. Sunt aceste lucruri, toate sau erau cu... Le uităm. Dar subconștientul nu le uită. Recunosc că mi-ați făcut o antipatică pe această Dabija și vreau să vă întreb dacă era tânără. 24 de ani. Păi aici vreau să ajungem. Prea tânără. Cam tânără. Pentru asemenea... Dar de ce tinerii uită? Sau de ce pe tine nu-i mai interesează toată această poveste? Nu-i vor, domnule, nu mai vor să știe copii. Eu nu știu de ce. Nu vor. Și a zis, ce cărți, ce prostii. Ciudat că computer... acum și manuale alternative au... nu sunt bune? Haideți să vedem. Ce părere aveți despre manualele astea? Fac o criză. Vai, doamnă, vă rog, haideți să schimbăm subiectul. După ce ies, fac criză, nici o grijă. Am zis, deci manualele alternative sunt oarecum malefice. Nu? Pentru educația tinerilor. Domnule, sunt, știți cum? Eu am sentimentul că oamenii vor să facă niște treburi de care nu sunt capabili. Adică ori sunt incompetenți cei care le fac, ori sunt oportuniști. Cum să vă spun? Vreau să vă dau un exemplu de care eu nici mă mai uit la lucrurile astea când le văd în ziar reproduse. Care sunt scriitorii înscriși în acest, cuprinși în acest manual? Începeau cu Sadoveanu, era un manual de clasa, deci mai târziu, 11, mi se pare, sau așa ceva.
Și din Sadoveanu, ce credeți că se dădea? Sadoveanu a scris 100 de cărți, 100 sau 101. Bun, din care cel puțin 10 sunt geniale. Începând cu Hana Ancuțe și terminând cu Jderi. Trecând prin zodia Cancerului, Baltagul, etc. Bun. După ce a fost, după ce a devenit mason, a căpătat inițiarea care, l-a, într-adevăr, l-a, cum să vă spun, l-a fixat într-o matcă de certitudini cosmice. Este masoneria o organizație care te poate aduce la iluminare? Avea. Era. Era. Era? Era. Am senzația. Astăzi, după persoanele pe care le văd intrând, să mă ierte Dumnezeu... Bine, acum observ că sunt foarte multe francmasonerii. Cam deficitară. În curând o să se inventeze sintagma francmasonerie de cartier, că am văzut că sunt foarte fragmentați și... Au să aibă deja și blocul și francmasonerie. O să fie raionul. Este? Da, așa. Am înțeles. Cu raioane. Dar atunci era încă o, era încă o treabă. Și ce credeți că aleg ei pentru clasa asta, cum spunea, din Sadoveanu? Da? N-a știut nimeni, colegi și colegii mei, de meserie, profesori, adică. O noveluță, așa, schiță noveluță, se cheamă Balta Icoane. Balta Icoane, e vorba de grădina Icoane, prin care curgea un rășor. Extraordinar. Așa. Un nimica. Adică omul ăsta a scris totuși eposul acela care-i frații Jderi. Baltagul, care este reluarea Mioriței. Fiindcă, vedeți, mitul revine în nenumărate haine, în nenumărate forme într-o cultură. Se îmbracă divers, după capacitatea, cu orizontul pe care îl... Și ei s-au oprit la această noveluță. Na. Păi au scris ei despre Decebal, că avea buze senzuale, absolut reprezentativ pentru... Și Traian era tuns cu castronul. Da. Da. Și Traian era și iertați-mă, doamna Esca, am tot respectul pentru ea, dar 30 de pagini... față de două rânduri pentru Ștefan cel Mare, era parcă puțin cam mult. A apărut se parcă și o poezie ușor, hai să-i spunem, pornografică a unui autor contemporan care era într-un manual de clasa 5-a. Și povestea cu mama, s-a dus și s-a întâlnit cu nene în piață și a venit acasă, adică era ceva destul de... Acum există o adevărată explozie. Dom'le, nu se poate, adică aceste manuale alternative sunt o invenție, eu cred, făcută de oameni care vor să să scoată un ban. Dubileze intelectul tineretului. Eu cred că singura lor motivație să scoată un ban cu manualele astea alternative, ați văzut, la fizică, mi se pare, era un domn din minister care avea vreo 7 manuale la 7 clase diferite. Deci, cred că asta este adevăratul scop. Dar băiatul făcuse o industrie. Sigur, era deja industrie, nu mai era nici cultură, nici știință. Știți ce am sugerat eu? De la început. Nu m-a ascultat nimeni, bineînțeles. Reeditați, domnule, manualele cele mai bune de pe vremea mea. Era un manual al lui Nedioglu, nu ați mai auzit poate de el. Era un manual care astăzi, în străinătate, ar face cinste în ceea ce privește structura lui. Doamne, dar acum... Și analizele. Acum copiii de școală, dacă n-aud frate, spune, nu știu ce, nu sunt atrași, asta trebuie să recunoaștem. E cultura asta comercială. Deci rugam să reediteze o serie întreagă. Iar în materie de istorie nu mai vorbesc. În materie de istorie, când ai avut pe Xenopol, pe Giurescu, bunicul lui Dinu, nu tatăl, el făcuse manuale, deci Xenopol, Giurescu, Pepe Panaitescu. Aceștia erau foarte mari istorici. Astea le reeditezi. Dar nu pui pe X.